Apa poate părea inofensivă, dar când scapă de sub control, efectele sale pot fi devastatoare. Astăzi vom explora puterea incredibilă a apei și modul în care aceasta a schimbat viețile oamenilor din întreaga lume. Imaginează-ți valuri uriașe care orașe, râuri ce schimbă cursul și inundații care distrug totul în calea lor. În acest episod vom analiza câteva dintre cele mai impresionante și dezastruoase incidente cauzate de apa scăpată de sub control, fie că este vorba despre tsunamiuri devastatoare, inundații istorice sau fenomene naturale spectaculoase. Rămâi alături de noi pentru a descoperi forța incredibilă a apei și impactul său asupra umanității. Aceasta este o călătorie pe care nu o vei uita prea curând. Dezastrul tsunamiului din Japonia 2011 Pe 11 martie 2011, un cutremur de magnitudine 9 a lovit coasta de est a Japoniei, declanșând un tsunami devastator, valurile gigantice care au ajuns la înălțim de până la 39 de metri au distrus aproximativ 123.000 de locuințe și au provocat daune estimate la 220 de miliarde de dolari. Cu tremurul a fost atât de puternic încât a deplasat insula Honshu cu 2,4 metri spre est și a schimbat axa pământului cu câțiva centimetri. Mii de oameni au fost evacuați, iar orașele întregi au fost lăsate în ruine. Gândește-te la frica și disperarea resimțite de oamenii care și-au pierdut casele, familiile și tot ceea ce aveau într-o clipită. Când tsunamiul a lovit, Kazuo, un pescar local, și-a amintit cum a văzut marea retrăgându-se brusc, lăsând în urmă o plajă dezolantă. În doar câteva minute, valurile uriașe s-au prăbușit asupra satului său, distrugând totul în calea lor. Kazuo și-a găsit refugiul pe acoperișul casei, privind cum valurile înghit totul. Inundațiile deliberate din China, 1938. În timpul celui de-al doilea război sino-japonez în 1938, China a luat o decizie drastică pentru a opri avansul japonezilor, a distrus digurile de pe râul galben. Această acțiune a provocat inundații masive care au ucis aproximativ 800.000 de civili și au lăsat 4 milioane de oameni fără adăpost. Această decizie a fost una dintre cele mai controversate măsuri militare din istorie. Digurile au fost distruse în zona orașului Hoaiancu, iar apa a transformat terenurile agricole fertile în mlaștini periculoase. Inundațiile au schimbat cursul războiului, dar prețul plătit de civili a fost imens. Lee, un fermier local, a povestit cum a văzut apele ridicându-se și năvălind peste câmpurile sale, distrugând recoltele și forțându-i să-și abandoneze casa împreună cu familia sa. Lee și-a petrecut următoarele luni căutând hrană și adăpost în ruinele satului său. Inundații în Michigan, 2020. În 2020, ploile abundente din Michigan au dus la cedarea barajelor Edenville și Sanford. Barajul Edenville, construit în 1924, nu a fost întreținut corespunzător și a fost considerat nesigur încă din 1999. Cedarea barajelor a provocat daune de 175 de milioane de dolari și a forțat evacuarea a peste 10.000 de rezidenți imaginează-ți cum un oraș întreg poate fi transformat într-un teren de dezastru cu ape năvalnice care mătură totul în calea lor. John, un localnic din mainland, a descris cum a fost trezit în mijlocul nopții de sirenele de evacuare și a fugit împreună cu familia sa, lăsând în urmă tot ce aveau. El a povestit cum a ajuns într-un centru de evacuare unde a întâlnit alte familii afectate toate împărtășind povești de pierdere și speranță. Cascada Hukou 2022 Cea mai mare cascadă din China, Cascada Hukou, a fost inundată în 2022. Situată pe râul Galben, cascada este un fenomen natural spectaculos, având un debit de apă comparabil cu cel al cascadelor Niagara. În 2022, ploile abundente au crescut debitul râului, transformând cascada într-o demonstrație spectaculoasă de forță a naturii. Imaginează-ți cum torenți imenși de apă se prăvălesc peste stânci, creând un spectacol uimitor, dar și periculos. Un turist care vizita cascada a relatat cum a fost fascinat și înspăimântat potrivă de forța brută a apei. A spus că sunetul apei care se prăvălea era asurzitor și că vibrațiile se simțeau în pământ. Taifunul Jebi 2018 În 2018, Japonia a fost lovită de Taifunul Jebi, unul dintre cele mai puternice taifunuri din ultimele decenii. Acesta a provocat valuri uriașe și inundații severe, distrugând infrastructura și lăsând în urmă o cale de distrugere. Taifunul a avut rafale de vânt de până la 215 km pe oră și a afectat grav regiunea Kansai, inclusiv orașele Osaka și Kyoto. Imaginează-ți rafale de vânt și valuri înalte ce devastează orașe întregi, lăsând în urma lor haos și ruină. O femeie din Osaka, pe nume Mai, și-a amintit cum a trebuit să se adăpostească într-un centru de evacuare, sperând că casa ei va rezista furtunii. Ea a povestit cum a fost nevoită să își reconstruiască viața de la zero cu ajutorul comunității locale. Barajul Oroville 2016 Cel mai înalt baraj din Statele Unite, barajul Oroville, a fost construit în 1968 și are o înălțime de 230 de metri, în februarie 2017, precipitațiile intense au dus la umplerea excesivă a rezervorului barajului, provocând eroziuni masive în deversorul auxiliar. Autoritățile au ordonat evacuarea a 188.000 de persoane din zona de risc. Doar imaginează-ți cum este să trăiești cu tema că un baraj uriaș s-ar putea prăbuși în orice moment, eliberând milioane de litri de apă. Emily, o locuitoare din Oroville, a povestit cum a simțit teama și incertitudine în timp ce aștepta să afle dacă va putea reveni în siguranță acasă. Emily a descris cum a fost să trăiască în refugiu timp de săptămâni împreună cu alte sute de oameni. Experimentul High Flow de la barajul Glen Canyon 2023. În 2023, barajul Glen Canyon a eliberat apă în cadrul unui experiment pentru a muta nisipul și a reconstrui plajele din aval. Barajul situat pe râul Colorado a fost construit în 1966 și este esențial pentru gestionarea resurselor de apă din sud-vestul Statelor Unite. Experimentul High Flow a demonstrat puterea apei controlate și a arătat cum putem utiliza această forță în mod benefic. Imaginează-ți cum torenți de apă sunt eliberați strategic pentru a remodela peisajul, dovedind că apa poate fi și o unealtă, nu doar o amenințare. Inginerul responsabil, Dr. Lee, a explicat cum acest experiment inovator a contribuit la restaurarea ecosistemului și la protejarea habitatelor naturale. Cheile Tiger Leaping Cheile Tiger Leaping sunt situate pe râul Yangtze în provincia Yunnan din China și sunt cunoscute pentru debitul lor puternic de 7800 de metri cubi pe secundă cheile lungi de 15 km sunt una dintre cele mai adânci și periculoase porțiuni ale râului Yangtze, atrăgând aventurieri și turiști din întreaga lume. Forța apei în acest loc este incredibilă, transformând râul într-o provocare majoră pentru orice ambarcațiune care încearcă să-l traverseze. Imaginează-ți curenți puternici și cascade învolburate ce testează limitele chiar și celor mai experimentați navigatori. Un navigator curajos, Zhang, a relatat cum a navigat cu succes prin aceste ape periculoase, simțind adrenalina și respectul pentru natură. El a povestit cum a fost să se confrunte cu ape turbulente și stânși periculoase. Dezastrul de la barajul Brumandinio 2019 în 2019, un baraj de deșeuri minerești din Brazilia, deținut de compania Vale, a cedat, eliberând o undă toxică care a îngropat zonele înconjurătoare și a luat viața a 270 de persoane. Barajul, situat în apropierea orașului Brumadinio, a fost construit pentru a reține deșeurile de la minele de fier. Torenții de noroi și substanțe chimice au năvălit peste sate și câmpuri, distrugând totul în calea lor. Maria, o localnică, a pierdut membrii ai familiei și a povestit cum viața ei s-a schimbat pentru totdeauna în acea zi fatidică. Ea a descris cum a fost să vadă totul distrus și cum comunitatea a încercat să se refacă după tragedie. Maria a vorbit despre eforturile de curățare și reconstrucție care au urmat. Valurile de la Nazare. Cea mai mare undă de surf înregistrată de 26 de metri a fost atinsă la Nazare, Portugalia. Această performanță impresionantă a fost posibilă datorită canionului submarin adânc care amplifică valurile și le transformă în adevărați monștri de apă. Nazare este cunoscut pentru valurile sale uriașe, atrăgând sărfări din întreaga lume. Doar gândește-te cum ar fi să te confrunți cu valuri uriașe, provocându-ți abilitățile și curajul. Un surfer legendar, Yao, a descris senzația de a fi pe creasta acestor valuri colosale, simțind o combinație de frică și exaltare. El a povestit cum fiecare val reprezintă o nouă provocare și o oportunitate de a testa limitele. Vârtejurile din Saltstraumen, Norvegia cea mai puternică melstrom din lume, Salt Straumen, formează vârtejuri de 10 metri în diametru și 5 metri adâncime. Aceste vortexuri sunt atât de puternice încât pot trage sub apa un mici și reprezintă o demonstrație spectaculoasă a forței de apă în mișcare situată în nordul Norvegiei, Salstraumen este un fenomen natural unic, unde curenții puternici ai mării creează vârtejuri impresionante. Acești curenți învolburați care formează vârtejuri gigantice reprezintă o adevărată provocare pentru orice navigator. Ole, un pescar norvegian, a relatat cum a evitat în ultima clipă un vârtej periculos, folosindu-și toată experiența pentru a naviga în siguranță. El a povestit cum a simțit forța apei trăgând embarcațiunea sub valuri. Tornade de apă Tornadele de apă sunt fenomene meteorologice spectaculoase, unde furtunile formează vortexuri periculoase de aer și apă cu viteze de până la 160 de km pe oră. Aceste tornade pot provoca distrugeri majore atât pe apă cât și pe uscat, subliniind puterea incredibilă a naturii. Imaginează-ți coloane uriașe de apă ridicându-se spre cer, un spectacol fascinant și înfricoșător în același timp. Un pescar a surprins imagini uluitoare ale unei tornade de apă în largul coastelor Floridei, povestind cum a fost nevoit să navigheze rapid pentru a scăpa de pericol. Pescarul a descris cum vânturile puternice și valurile înalte au transformat marea într-un haos total. Concluzie: Lecțiile învățate de la apă Incidentele analizate astăzi ne demonstrează că, deși apa este esențială pentru viața noastră, poate deveni rapid o forță devastatoare atunci când scapă de sub control de la tsunamiurile colosale din Japonia la inundațiile deliberate din China și până la valurile gigantice din Nazare, aceste evenimente ne amintesc de puterea neîmblânzită a naturii și de vulnerabilitatea umană. Fiecare poveste subliniază importanța pregătirii și infrastructurii adecvate pentru a ne proteja comunitățile. Acest episod este o lecție despre supraviețuire și tragedie, arătând că suntem supuși forțelor naturii indiferent de tehnologia noastră. Este un memento al forței naturii și al rezistenței umane, o poveste care continuă să fascineze și să înspăimânte. Sper că acest video ți-a oferit o perspectivă nouă asupra impactului apei și te-a inspirat să respecti și să protejezi mediul înconjurător.